Mănăstirea Agafton este o mănăstire ortodoxă situată în satul Agafton. Ea se află amplasată într-o zonă pitorească pe culmea unui deal împădurit, la o distanță de 8 km sud-vest de municipiul Botoșani. În incinta mănăstirii, vizitatorii se pot bucura de mai multe obiective. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, care a fost construită în prima jumătate a secolului al XVIII-lea de către pustnicul Agafton, fondatorul schitului. Ea este confecționată în totalitate din bârne groase de stejar. În jurul bisericuței se află cimitirul monahal, unde sunt înmormântați călugării de demult și călugărițele. La intrarea în curtea cimitirului se află și un turn clopotniță de lemn. După transformarea schitului Agafton în mănăstire de maici, prin 1814, bisericuța de lemn a devenit neîncăpătoare pentru comunitatea monahală în creștere. Astfel, între anii 1838-1843, a fost construită o nouă biserică de zid, cu hramul Pogorârea Sfântului Duh. Noua biserică a devenit biserica principală a mănăstirii, bisericuța de lemn preluând funcția de biserică de cimitir. Noul lăcaș de cult este clădit în stil moldovenesc, fiind în formă de cruce, fără ornamentații exterioare și cu acoperișul prevăzut cu trei turle mari din lemn cu baza octogonală. Mănăstirea Buhalnița se află în localitatea Buhalnița, situată la 50 de kilometri de Piatra Neamț. Mănăstirea din Buhalnița este atestată documentar din anul 1458, ctitoria voievodului Ștefan cel Mare, care a dăruit-o mănăstirii Neamț. În anul 1629, voievodul Miron Barnovski, în semn de evlavie pentru călugării din Țihăstria Buhalniței, a construit o biserică din zid cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Monumentul este astăzi înconjurat de un zid din piatră de râu, executat destul de îngrijit. Spre sud, intrarea în incintă este străjuită de turnul clopotniță, o construcție prismatică, lipsită de trăsături caracteristice, cu acoperiș bulbat, de tablă. Prin secularizarea averilor mănăstirești, făcută de domnitorul Cuza în 1863, mănăstirea este transformată în biserică parohială.